Concursul, ajuns în prezent la ediția a 12-a, reprezintă un proiect de tradiție al Agenției Naționale Antidrog, un exemplu de bune practici în domeniul cooperării cu instituțiile reprezentative din mediul școlar și un cadru adecvat de manifestare a copiilor și tinerilor cuprinși într-o formă de învățământ, contribuind alături de celelalte activități de acest gen la formarea de convingeri de viață sănătoase în rândul acestui segment de populație. Rezultatele obținute până în prezent încurajează continuitatea acestui demers preventiv, care are caracterul unic de a conferi adolescenților încadrați într-o formă de învățământ, o alternativă la consumul de droguri. Astfel, prin secțiunile propuse, se oferă adolescenților posibilitatea de a contribui la lansarea unor mesaje pozitive în favoarea unei vieți sănătoase fără droguri. Vă mulțumesc pentru prezență, mulțumesc și oaspeților noștri, invitaților noștri pentru prezență. Ne aflăm la festivitatea de premiere a ediției a 12-a în cadrul proiectului național Faza Județeană, mesajul meu antidrog. Cunoașteți toate datele și toată problematica concursului. Eu propun să intrăm direct în subiect, în festivitatea de primire. Aș dori să încep prima dată oferind diplomă de onoare și să aduc totodată mulțumiri primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea și totuși și primarului Gigi Matei. Ion Matei, dar prietenii râmnicenii spunem Gigi Matei, mai nou nici nu mai știm, Ion Gigi Matei. Domnului Gigi Matei pentru, cum să vă spun, pentru sprijinul acordat și nu numai la concursul Mesajul meu antidrog și la toate celelalte concursuri care s-au desfășurat în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean.